Hai că am ajuns și la ceea ce ar trebui să fie rubrica Moto. Dar pentru că azi este o ediție specială de Paște, am zis să schimb puțin meniul și să includ acest bătrân olsit. Și bineînțeles pe proprietarul lui, Cristi, care se află aici cu mine. Salutare, Cristi, și bun venit în emisiunea La Volan. Salut, Bogdan. Bun, povestea e simplă. Cristi și olsitul din spatele meu s-au încumetat la o excursie în Africa, cel mai mare raliu pentru amatori din lume, care pleacă din Budapesta și se termină la Bamako. Să o luăm ușor, Cristi. Spune-mi cum ți-a venit ideea de a concura la raliul ăsta și de ce cu un olsit? Pentru că am văzut că erau și mașini ceva mai contemporane la start. Ideea mi-a venit în urma unei discuții cu un bun prieten de-al meu, în timp ce eram la o ieșire de off-road și mi-a făcut cunoștință. Mi-a dus la cunoștință despre dorința lui de a participa și am căutat și eu pe internet detalii despre raliu, rândul mi se încă de la început, foarte interesant. Dorința mea de a participa cu olsitul a fost evidentă, fiind foarte pasionat de olsit încă de la vârste fragede, am copilărit în olsit, am învățat să conduc olsitul, am învățat să repar cu olsitul și mi-a plăcut foarte mult ideea de a... Înțeleg că e o mașină de familie, moștenire de familie, olsitul. Da, toată familia a fost olsitiv. Bunica a avut un olsit special încă din anii 80, tata a avut ulterior un olsit, unchiul, iar acum a rămas pe umerii mei să duc tradiția mai departe. Din ce an e mașina asta de lângă noi și ce e atât de special la ea? Mașina de lângă noi este un olsit din 1995. Nu este nimic foarte deosebit despre ea, decât pregătirile pe care le-am făcut înaintea plecării în Africa, care au constat în îmbunătățirea sistemului de răcire, îmbunătățirea sistemului de aprindere și ranforțarea suspensiei pentru a rezista la drumurile pe care nu le știam. Am văzut că au apărut și niște anvelope și niște jante noi. Absolut, ele fac parte tot din dorința mea de a mă asigura că voi rezista pe drumurile pline de gropi și necunoscute. Anvelopele de olsit fiind foarte înguste și neconferind suprafața de contact necesară unei anduranțe mai mari. Bun, și acum hai să revenim la expediție, să o luăm ușor cu începutul. Spune-mi câte zile a durat, câți kilometri a acoperit și cât ți-a luat să te pregătești pentru expediția asta? Expediția în total a durat 32 de zile. Am făcut 16.500 de kilometri, traversând două continente și în total traversând 10 țări. Pregătirea am lăsat-o un pic pe ultima sută de metri și ultimele două săptămâni înaintea plecării au fost un foc continuu de reparat și modificat zi și noapte, pierdând la un moment dat noțiunea timpului. Dar imediat cum am pus la drum, toată oboseala și toate grijile au dispărut și mi-am deschis apetitul pentru aventură și pentru necunoscutul în care urma să mă aventurez. Bun, am înțeles ce a avut special olsitul, dar ce a avut special bagajul tău? Că bănesc că a fost un bagaj generos. Și în privința bagajului am avut ceva nedumeriri. Din punct de vedere al climei a fost destul de interesant, pentru că plecam din Europa iarna, în ianuarie, în care era de așteptat să avem zăpadă, gheață și drumuri blocate din cauza zăpezii, urmând să ajungem în Western Sahara, în inima deșertului, cum s-ar spune. Așa că a trebuit să-mi iau de la sandale până la bocanci de iarnă, căciulă și mănuși și pantaloni scurți și slip în cazul în care găsim un loc în care să ne bălăcim. Deci am avut un bagaj foarte consistent, ceea ce ne-a tras mai mult în jos decât să ne ajute, pentru că mașina a fost foarte încărcată, spațiul a rămas mic, așa că de multe ori evitam să mai căutăm prin bagaje riscând să nu mai putem împinge scaunele la loc decât să căutăm ce aveam nevoie. Deci a fost o bună experiență pentru viitoarele aventuri de a nu supraîncărca mașina. Și bănesc că ați avut și niște piese de rezervă cu voi. Absolut. Deși mașina a fost pregătită foarte temeinic de mine, am zis să mă asigur că vom duce la cap expediția și partea de portbagaj a mașinii a fost destinată special mașinii. Am avut scule specifice olsitului, precum și câteva piese, o pompă de benzină, un carburator, un capac de delco și rotor, piese foarte cunoscute de olsitiști, fără de care nu e recomandat să pleci nici măcar până la Constanța, poate. Dar nu ne-a creat probleme și decât o singură dată a trebuit să folosim pompa de benzină din dotare. Am înțeles. Bun, bănuiesc că Europa a fost cam floare la ureche, greu la început undeva în Africa.
Care a fost cel mai dificil moment? Cel mai dificil moment pot spune că a fost în Mauritania, pentru că am intrat într-o furtună de nisip destul de puternică, în care vântul venea din toate părțile. Era aproape imposibil să stai în afara mașinii dacă nu erai protejat, acoperit, să ai capul, toate membrele, pentru că nisipul îți intra în ochi, în urechi, în nas, deci sunt condiții foarte vitrege și să ieși afară, dar apoi să trăiești. Iar atunci am avut o mică problemă cu carburatorul, carcasa filtrului de aer nefiind detanșă, motorul a aspirat foarte mult nisip, carburatorul blocându-se complet și având mare emoții că nu vom putea duce la capăt expediția. Am înțeles. Și mi-ai povestit tu că undeva în partea de vest a continentului ați întâlnit un vânt extrem de puternic care vă sufla chiar din față. Exact, la întoarcere, pe coasta Atlanticului, nefiind niciun fel de faună, de vegetație, vântul nu are niciun fel de oprelniță în fața mașinii. Noi, având și foarte multe bagaje pe mașină, ne era foarte greu să înaintăm, vântul suflând cu o putere atât de mare, încât la trecerea tirurilor pe lângă noi nu se mai simțea nicio diferență, nu te mai împingeau, nu te mai dădeau înapoi. Zona în care am consumat foarte mult combustibil, cu greu ajungeam între două benzinării cu toată resursa de combustibil pe care o aveam și cu greu puteam să depășim 80 de km la oră, indiferent cât de tare am fi solicitat mașina. Și cât consuma Allsit-ul în condițiile astea sau cât a consumat în expediție? Consuma a variat foarte mult în funcție de șoselele pe care am mers. În Europa a consumat foarte decent, undeva în jur de 8%. Mergând cu viteză medie de 110 de km la oră, dar prin Africa a variat de la 10 până la 18%, pot spune, în funcție de condițiile meteo și de starea drumului pe care ne aflam. Și vântul ăsta despre care vorbeam mai devreme ți-a ținut loc și de aer condiționat. Cum e să străbați Africa fără aer condiționat? Nu ne-a ținut loc, din contră, devine foarte obositor după câteva ore de mers, vântul și zgomotul produs de acesta devin aproape insuportabile, deci nu te poți bucura de vânt, din contră încerci să închizi toate geamurile, să astupi toate gurile de ventilație și să te bucuri un pic de liniște și de protecție. Dar folositor un sistem de ventilație foarte bun ce permite un flux de aer foarte, foarte rapid, deci căldura nu devine insuportabilă, dar deci ați supraviețuit, să zic așa. Absolut. Și pentru că toți sunt sărbătorile și toată lumea se gândește la mâncare, vreau să știu ce ai mâncat tu acolo și dacă ai avut probleme de sănătate din cauza asta. Am avut un meniu foarte variat, având în vedere că în fiecare zi parcurgeam câte în medie 500 de kilometri, traversam de la culturi și zone geografice foarte diferite, în care categorică și mâncarea diferă foarte mult. Din păcate, mâncarea a primit cel mai puțin timp într-o zi, având foarte puțin timp la dispoziție. La prânz, mâncând din bagaj, cum se spune, ce aveam la noi, ce consta de obicei într-o conservă pe care o cumpăram de la magazinele locale și o pită caldă pe care o găseam întotdeauna dacă găseam o benzinărie sau un magazin, ei aveau pâine caldă pe care o făceau chiar la locul respectiv, deci din punct de vedere al pâinii nu am dus lipsă. Și masa de bază fiind întotdeauna cea de seară, în care ajungeam în locația finală a zilei. Și aici lucrurile au variate. În seriile când aveam tabere comune, era ca un open bar, fiecare participant punea la dispoziție o delicatesă adusă de la el din țară, o băutură de la el din țară, așa că devenea o adevărată experiență culinară seară cu seară. Am mâncat de la delicatese precum salam de ren până la băuturi făcute din tot felul de fructe și de legume la care nu te-ai gândit vreodată că poți face o băutură alcoolică. Având și țări mai deosebite precum Maroc, unde au o bucătărie complexă și poți mânca mâncăruri calde foarte bune, de la benzinării până la hotelurile cele mai scumpe, găsești o calitate a mâncării neașteptat de bună. Din păcate, problemele culinare nu le-am avut în Africa, deși am făcut tot ce ne-a spus toată lumea să nu facem. Am mâncat din piețe porumb fiert, am mâncat de pe stradă, din magazine, din restaurante care nu păreau cele mai curate, dar surpriza neplăcută a constat în Spania, unde mâncând la o benzinărie
de pe autostradă. Am avut o foarte puternică indigestie care m-a pus în dificultate în a traversa ulterior Franța și a trebuit să fac nenumărate opriri pentru a-mi reveni. Așa că nu este chiar așa cum se spune. Și în Africa oamenii sunt curați și țin la mâncarea lor, pe cum ținem și noi în restul Europei sau al lumii. Bun, și acum la final, pentru că știu că conduceai aproape 8 ore pe zi, un moment care ți-a rămas întipărit în minte, în inimă, pe parcursul celor 16.500 de kilometri? Momentele, vă dați seama că au fost nenumărate, am întâlnit atâția oameni frumoși, atâtea culturi diferite și, în definitiv, atâta bunăvoință din partea celor pe care i-am întâlnit. O experiență pe care mi-o voi aminti mereu, mare drag, a fost când am ajuns în primul oraș din Senegal, fostă capitală a Senegalului. Ne plimbam pe stradă și ne-am abordat un domn destul de în vârstă care ne-a întrebat de unde suntem, ce e cu noi pe acolo și ce urmăm să facem. Ulterior, spunându-ne că el a fost pescar și că ne-a invitat să ne facă un tur prin satul pesceresc, precum și prin centrul vechi al orașului. Și acesta ne-a dus prin toate suburbiile orașului pesceresc și ne-a prezentat care este tehnica de pescuire, că câți oameni participă la această operațiune, faptul că sunt atât de populați încât nu pot dormi toți în același timp, așa că bărbații muncesc noaptea și pescuiesc, iar femeile și copiii dorm, iar ziua rolurile se inversează. Femeile curăță și prepară peștele prins de aceștia, copiii se duc la școală sau la grădiniță și în felul ăsta creează un adevărat sistem în care toți se pot odihni și toți pot participa la evenimentele zilnice. Și pentru că se uită mulți oameni la noi și mulți și-ar dori să facă ce ai făcut și tu, spune-mi exact cât costă o astfel de expediție și ce ar trebui să faci, ce n-ar trebui să faci. În primul rând, înainte de costuri, trebuie să ai un anumit spirit de aventurier, fără de care nu recomand nimănui să plece într-o asemenea aventură, cel puțin. Iar costurile variază în funcție de preferințele fiecăruia, putând să faci o astfel de experiență de absolut de neuitat, cu un buget destul de redus, cum am ales și noi să facem, ajungând la un cost aproximativ de 4.500 de euro pentru două persoane, dus întors, dar ideea în care am participat cu o mașină de 1.000 de lei, a căror pregătiri ne-a costat în jur de 1.500-2.000 de lei. Dar lucrurile variază foarte mult în funcție de dorințele fiecăruia pe traseu. Noi am ales să facem o adevărată aventură, să dormim în mașină, să dormim în cort, să mâncăm din bagaj, să cunoaștem lumea, nu să cunoaștem cafenele, hoteluri sau restaurante de care oricum suntem sătui din Europa și din locurile necunoscute. Și oricum, când te duci să vizitezi o țară sau un continent precum Africa, merită mult mai mult să vezi adevărata față a oamenilor decât orașele comerciale în care realitățile sunt ținute deoparte sau oricum nu reprezintă adevărata situație a țării sau a locurilor. Mulțumesc tare mult pentru informații, Cristi. Și eu. Dragi prieteni, cu această aventură incredibilă mă despar de voi, nu înainte de a vă dori câteva zile liniștite, fără ore pierdute în trafic, înconjurați de cei dragi și de o masă îmbelșugată. Sunt Bogdan Mirică, un Paște frumos aveți! Hai la picnic!